astăzi am pregătit o prezentare de tipul do-it-yourself marketing. Am să vă rog să mă întrerupeți oricând doriți să adresați o întrebare și să dezvoltăm, subiectul împreună. Câteva cuvinte despre Todays. Ca paranteză, trebuie să vă spun că am pregătit o prezentare din mai engleză. Nu știu că nu e o problemă pentru voi. 10. Marius, poți să dăm microfonul ăsta ca să te auzi mai bine. Mersi. Mulțumesc, mulțumesc. Todays este o agenție de marketing online. A început cu web design și development. Focusul este acum pe campanii de internet marketing, în special pe search engine marketing și email marketing. Și n-am fost primit, sigur, în România și poate cu toată nu suntem cei mai rapizi în diverea proiectelor. Dar avem câteva realizări. Am lucrat în mai multe industrii, în turism, farma, medicină privată, servicii business to business. Avem o echipă certificată Google AdWords și suntem Google AdWords Certified Partner în România, cu un buget gestionat de peste 500.000 de dolari până acum. Un alt diferențiator este acela că am dezvoltat un instrument care monitorizează toată piața de Google AdWords. Toți advertiserii din România au trecut prin tunul nostru. Aș putea spune că știm aproape totul despre ei și campaniile pe care le-au creat. Am ce keyword-uri folosesc, ce abordări au în anunțuri, cum își fac split testele, apropo de ce ne povestea doar mai devreme. Și astfel puteți afla care sunt concurenții voștri pe anumite keyword-uri, ce promoții au. Este un tool care deocamdată este gratuit, fiind încă în beta. Profitați de el cu cât mai gratuit. Astăzi vreau să vorbim despre cum să vă alegeți instrumentele de marketing online și eu cred că e foarte important să vă adresați 3 întrebări la început de drum. Ce problemă doriți să rezolvați? Care sunt instrumentele care vă ajută în rezolvarea acelei probleme? Și dacă are sens să investești de adevărat alea și să te apuci de treabă cu instrumentele respective. Iar topicul de astăzi este legat de 2% din timpul pe care îl petrece un utilizator internet în fața calculatorului. Generând 20 de miliarde de dolari worldwide. Ați ghicit, este vorba despre search engine marketing, despre Google AdWords în mod particular. Am aici un exemplu pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest instrument. Poziționarea atât în partea stângă sus, pe 3 sloturi, cât și în partea dreaptă, pe maxim 8 sloturi. În total, avem într-o pagină de rezultate Google 11 sloturi pentru Google AdWords și doar 10 pentru rezultate organice. Ei bine, haideți să vedem câteva abordări folosind acest instrument. Prima și poate cea mai frecvent întâlnită este generarea de lead-uri. Folosim Google AdWords și aici avem un exemplu, un screenshot dintr-o campanie gestionată de noi. Pe locul 3 se află website-ul promovat. Este un website de tipul business to business. Mecanismul este relativ simplu. De la un query din Google, utilizatorul de click ajunge pe landing page-ul destinat campaniei, în care este convins să întreprindă o acțiune. Și, evident, ajunge prospect pentru call center-ul respectiv. Call center care apoi, sigur, programează întâlnire cu oamenii de vânzări. În acest exemplu am folosit Google AdWords pentru un client ce dorea lead-uri, el oferind servicii de monitorizare GPS pentru flote auto.
haideți să vedem ce s-a întâmplat cu această campanie. Am avut nevoie de circa 6-7 zile de fine-tuning. Cu verde aveți ratele de click. Cu albastru deja începem să avem clienți după aproape o săptămână. Și să punctăm relativ constant și să creștem ratele de conversie. Sigur, acest lucru se poate monitoriza dacă folosiți instrumentul dedicat de măsurarea conversiei din Google AdWords, AdWords Conversion Tracking. Ce problemă rezolvăm cu acest instrument și cu această abordare? Lipsa de clienți sau un volum insuficient de clienți. Ce ar trebui avut în vedere, cum spunea Google AdWords, și poate aveți în vedere lucruri cu o agenție dacă bugetele trec de un nivel de încercare in-house, de testing. Și haideți să vedem când ar trebui să faceți acest pas. În primul rând, când logistica, când partea administrativă din companie vă permite să o faceți. Pentru că nu puteți genera clienți sau n-ar fi o mișcare bună să generați un volum mare de clienți când deja oamenii de la gestiune, oamenii de la livrări nu mai fac față la comenzile actuale. Ar fi overkill. Pur și simplu, brandul ar fi tras în jos și ar fi o lovitură de imagine. Și în al doilea rând, dacă clienții dumneavoastră cumpără de la concurență online, dacă concurența face acest lucru, e un semnal că ar trebui să vă apucați și voi. Am citat, dacă căutați în Google un keyword care e relevant pentru industria voastră și găsiți foarte mulți concurenți acolo, iar voi nu sunteți, e o întrebare care să vă adresați. Dacă avem întrebări, dacă nu, mergem mai departe. Vă amintesc că premiile acordate de Traffic.ro, și anume cele 5 vouchere cu abonamentul anual, da? De plată în avans a abonamentului, practic asta oferă Traffic.ro, partenerul nostru, și noi o să dăm acele vouchere în funcție de cum vă implicați în răspunsul asta, ca să motivăm comunicarea. Și ne întrebări. Întrebări. Și să puneți practic pentru întrebări, în sensul. Mai întrebă dată, dacă au întrebări, acum poate să... E vorba despre cum să-ți construiești o bază de date pentru email marketing, respectiv cum să vinzi produse care sunt destul de scumpe. Și când spun scumpe, gândiți-vă la produse care au ciclu de vânzare mare, cum ar fi soluții software de tipul CRM, de zeci de mii de euro, care au nevoie de 8-12 luni pentru a închide vânzarea. Un exemplu de față, avem o campanie de generare de bază de date. E nicio problemă? Am luat ceva? Nu e pentru tine. S-a puțin tot? E un risc mare interesant. Ok. Cum spuneam, avem ca și exemplu o campanie de generare de bază de date pentru email marketing. Dorim să promovăm un produs destinat femeilor, un produs destinat pentru deslăbire și cum am procedat, am creat o campanie Google AdWords care trimitea trafic într-o landing page pe website-ul despre-slăbit.ro. În acea pagină era promovat un ghid scris de un nutriționist, ghid pe care îl puteai descărca gratuit, doar dacă îți lăsa adresa de mail unde să îți fie trimis ghidul respectiv.
E bine, cum crezi că ai evoluat campania? Estimări? Cu aceste campanii am generat o bază de date de circa 48.000 de adrese de e-mail. 48.000 de femei din România care vor să slăbească. Și pe această bază de date am comunicat, sigur, permission-based, elemente relevante, cum ar fi sfaturi pentru slăbire, exerciții pentru slăbire, oferte la produse, dacă era cazul. Te rog. Bugetul acestei campanii a fost relativ mic, adică undeva la 4-500 de euro pe lună și s-a desfășurat pe 12 luni. Și a fost continuu? Adică continuu. Și era făcută toată ziua și toată noaptea sau doar ziua sau cum a fost făcută targetarea? Campania, trebuie să spun că această campanie a fost optimizată din mers. Adică am ales intervale orare în care aveam o rată de conversie mai bună. Am ales... Care s-a ne-am observat că pentru această campanie cele mai bune rate de conversie erau intervale orare în care doamnele și domnișoarele stăteau la birou. Atunci eram interesate de cum se slăbească și doreau sfaturi. Și mă să duceau acasă și găteau. În afară de intervalele orare, am mai testat anunțurile. Nu am mers cu un singur anunț, am făcut speed testing la anunțuri text. Pe lângă anunțurile text, am avut și anunțuri grafice, care evident au avut o rată de click mai bună. Și nu în ultimul rând, pentru că nu este suficient să testezi sursele de trafic și tipurile de trafic care îți vin, am testat și acest landing page. Sunt elemente pe care le poți testa într-un landing page chiar atât de simplu. Poți să ai în vedere motivele pentru care îți desfac și ghidul, ce listate în partea stângă. Și ne-am observat o creștere de aproape 20% când am pus agențica asta aici. Cele 48.000 de adrese au fost de 4.000 pe lună sau au fost 40.000 în prima lună, 8.000 în restul? Nu, este o rată relativ constantă de la lună la lună. Poate un pic în creștere datorită eficientizării campaniei, păstrând însă bugetul respectiv, bugetul lunar. Poate nu se observă, noi aici avem mai multe liste, am testat mai multe surse de trafic, de la Facebook, Neogen, Google AdWords, contextual și search. Am testat mai multe rețele PPC din România și am rămas pe rețelele care produceau cel mai bine. La final am rămas cu Google și Facebook. Și bănuiesc că următoarea ta întrebare o să fie care a fost rata de conversie la... Rata de conversie la un astfel de formular poate ajunge până la 20-25%, poate chiar și mai bine. Dacă... Deci, din 3 oameni care ajungeau aici, unul se înscria să primească ghidul. Da, și pe Facebook a funcționat relativ similar. Problema acolo e că trebuie să optimizezi un pic altfel ad-urile, având în vedere că 70% din utilizatorii Facebook revin cel puțin o dată pe săptămână în cont și fac foarte multe afișări, trebuie să vii cu ad-uri noi, cu un vizual proaspăt. Însă, în calculele după primele 3 luni, am constatat că pur și simplu era mai ieftin pe Google AdSense, deci rețeaua de conținut, și am ieșurat ponderea de la Facebook. Acum cred că are până 20% Facebook. Între Google AdWords și Google AdSense,
strict pentru această abordare, rețeaua de conținut. Pentru că încă cumpere plicuri ieftine acolo. Da. O să discutăm despre un exemplu de vânzare. Acolo, lead-urile din căutările din Google au mers mult mai bine. Ce aș vrea să punctez aici este că, deși pot părea cifre foarte mari, că totuși ne raportăm la audiență de poate câteva milioane de persoane, și ați putea spune, ok, asta merge foarte bine pentru consumer. Învață cum să repar singur mașina, ori te iau un ghid despre chestia asta, sau cum să slăbești de 10 rețete. Vreau să vă spun că am făcut o campanie similară și pe zona business to business. Avem statistici mai jos. Dacă nu discutăm despre 50.000 de oameni la business to business, până la urmă trebuie să ne gândim și la calitate, la o campanie care e desfășurată pe Google AdWords și Facebook, am încercat un pic și LinkedIn acolo, am strâns undeva la 6.500 de oameni în Perugel. Care a fost costul pe click pe LinkedIn? Eu am avut o surpriză miraculoasă și am și scris pe blog despre asta. Și noi am avut o surpriză similară, motiv pentru care după primele 3-4 zile am oprit campania. Da, după primele 86 de click-uri, când am văzut că am ajuns la 300 de euro, am zis că ceva e o problemă. Da, sigur, da, poate alte campanii... Sunt 200 de click-uri la orice rețea. Cât de dat targetat, după asta se pasează. Totuși, dar $4 pe click-uri... E enorm, dar într-adevăr, dar e zic, dar domnule, plătești la mine primul, practic, dar pe din altă parte, eu îți dau un nume targetare, ceea ce nu e adevărat de multe ori. Sigur, dar dai seama, poate să ai invalid click-uri, click-uri invalide și acolo, adică nu e... O rată de conversie, nu știu care a fost, sincer, pe omul. Până la urmă, fiecare își stabilește singur prețul și există și pe LinkedIn acest. Costurile sunt foarte mari pe click și pentru o astfel de campanie nu este un instrument eficient. Ce am văzut eu este că nu diferă în România de America pe click. Clickul e la fel de scump și în America și în România pe click. Microfon, ai de microfon. Te rog, că vorbim să fii valoarea 2PM. Valoarea pe conversie. Da, și mai mare de 4. Cât a vândut campania asta? Și sunt clienți care nu vor lua acum. Da, discutăm cel puțin la această campanie de doi indicatori cheie, doi KPI. Discutăm pentru că este o campanie two-step. În primul rând îți creezi o bază de date și ai niște indicatori dedicați, cum ar fi costul de generare a unei intrări în baza date a unei persoane, da? Deci costul pe care tu plătești ca să obții un e-mail în plus, rata de conversie și aici, în România, cred că se poate punta bine față de campaniile pe .com, adică poți să ajungi la costuri pe e-mail de sub $1. Din ceea ce ai zis din prețurile alea, asta cu 0 acolo, îți dă $0.125 pe e-mail, adică 5.000 de lei vechi pe e-mail. Adică e foarte puțin. Te gândi tot 0 pe undeva. Pe e-mail ar trebui să primești să ai un cost de până la $0. Impresul pe care ai zis tu ar rezultă că o adresă de e-mail a costat 0.125 de euro. Adică 12 cenți. Adică 12 cenți, adică 5.000 de lei. Repetă întrebarea ta și răspunsul că s-a uitat în zero. Întrebarea dacă ai uitat în zero la prețul pe care l-ai zis tu. Discutăm, singurile prețuri pe care le-am dat la click au fost cele enumerate și de Ionuț pe LinkedIn. LinkedIn a ieșit de mult în discuție pentru că strica toată statistica. Costurile pe click la o astfel de campanie nu ar trebui să depășească 10-15 cenți. Și astfel, cu o rată de conversie de 25-30%, tu ajungi la un cost pe e-mail de 25-30-40 de cenți. Deci până într-un dolar. Asta era. Punctual la campania asta, din optimizările pe care le-am făcut, am ajuns la până 20 de cenți pe e-mail. Dacă n-ar fi fost acea afacere,
cumpărat... un microfon ca să audă toată lumea. Dacă n-ar fi fost acea pagină cu formularul unde trebuie completat ca să-ți lași e-mail-ul și ai fi făcut rost de e-mail-urile din altă parte, n-ar mai fi mers atât de bine sau prețul ar fi fost alt? Noi ne-am propus să creăm o bază de date de email marketing pe principiile de permission marketing, adică să începem de la zero, fără să avem o bază de date pe care o comparăm, nu știu din ce sursă și nu știu cu ce istoric, o bază de date pe care, la care noi avem o rată de răspuns și era următorul capitol pe care vreau să-l punctez, foarte bună. Avem o rată de deschidere de e-mail-uri, care este al doilea indicator cheie pe care trebuie să-l ai în vedere la astfel de campanie, constant de peste 25%. Dacă ne apucam să trimitem spam-uri, nu cred că aș fi avut nici 2,5% rată de deschidere. Hey, pe noi ne-a interesat să avem o relație bună cu cel care intră în bază de date, să putem comunica cu el pe un termen mai lung și astfel ne-am ales strategia aceasta de comunicare. Ok. Mergem mai departe, mai... Da, sigur, următorul pas după crearea bazei de date, campanii de email marketing punctuale. Aici, ca să automatizăm lucrurile și să nu facem campanii periodice, am creat un autoresponder, am testat niște mesaje, aici te ajută și sistemul de email marketing, pentru că poți să faci teste pe mesaje și să vezi care mesaj e mai bine primit de audiență. În mod particular am folosit ca și soluție Aweber, dar vă recomand soluții similare precum MailChimp, GetResponse, Constant Contact, MailBrain. Sau o soluție foarte ieftină, pentru că și Aweber poate ieftin la început, dacă când ajungi la 50.000 de oameni, totuși sare să dă bine factura. MailMe este o soluție care se încadrează în protocolul de email service providing și la o bază de date de 100.000 de oameni ajungi să plătești până la $200 pe lună. MailMe. O să vă prezint în pauză, nicio problemă. Ok. Ce se întâmplă cu acești oameni? Mai am întrebare? Double opt-in, problema pe care ai menționat-o tu, trebuie să spun că Aweber recomandă double opt-in, MailChimp o impune, dar Aweber nu o impune. Și ne-am folosit de portița asta ca să lucrăm cu ei și să nu cerem double opt-in, pentru că ne-ar fi scăzut rata de păstrare listă. Păi, tocmai asta vrem și noi să te întrebăm, dacă ne folosim orice portiță ca să nu facem lucrurile cum trebuie, de fapt ne păcălim singur, ne furăm singur căciul, adică eu personal nu aș fi recomandat unui client să nu facă double opt-in. Pentru că dacă nu faci chestia asta, te trezi cu o listă foarte frumoasă, dar după aia cineva abuzează de chestia asta și de la un singur apus, clientul spune, îți bate obrazul, zice, păi uite mă, ai făcut o grămadă de registrări, dar de fapt poate oamenii nu au vrut să înscris sau s-au înscris cu numele unui prieten sau cuiva pe care aveau boală și nu ai rezolvat nimic. Că se întâmplă. Așa e, dreptate se întâmplă. Ne-am testat abordarea înscriere, double opt-in, mail de vânzare, ajungere în landing page, cumpărare, este un întreg funnel, versus funnel-ul, înscriere, trimitere direct de mesaj pe mail, landing page, cumpărare. Și am pus aceste două funnel, a durat ceva timp, pentru că în România nu ai un trafic suficient de mare ca să faci testare rapidă. Și cam în două luni am dat seama că asta e o abordare mai eficientă pentru noi. Ne costă mai puțin să generăm un client așa. Respectând totuși politica Aweber, cu privire la rata de complaint. Este un indicator pe care îl folosesc în mensul provider, ar trebui să
ai undeva până în 0,1% complain rate. Și ce rate cu bază de dată? Dar dacă, în loc să vină omul să-mi scrie acolo cu e-mail și el să primească acces să descarce acel formular sau acele documentații despre produse și mai departe. Le descarcă gratuit și acolo găsește și adresa unde trebuie să ducă să cumpere. N-ar fost mai ușor, așa el trebuie să înscrie, așteaptă să primească acasă e-mail, confirmarea, deci legătura mie mi se pare un pic mai greoi pentru, ca și client. Da, dar nu se mai scrie. Eu m-aș scrie. Da. Exact, nu se înscrie nimeni, ai primit informația despre produsul respectiv, dar dacă vrei să cumperi, într-adevăr, te duci și cumperi. Și atunci, într-adevăr, ar fi... Statistica da, înțeleg ce, care e provocarea aici și la un moment dat, acum câteva luni, am schimbat abordarea. Odată ce se înscrie, primește un mail cu titlu, unde titlu poate fi descărcat de la adresa asta, mulțumim, un succes, dar el nu iese de pe site. Continuă în pagina 2, în care sunt prezentate deja elemente din ghid. Însă, la câteva zile după înscriere, îi primește un mail cu alte sfaturi, pentru că vreau să țin contact cu cadrul. Da. Primele 3-4 mail-uri vor fi cât se poate de mult axate pe conținut relevant. Niciun fel de ofertă, fără vânzare, fără codul de discount, doar informație relevantă pentru el, cu o rată de deschidere foarte bună. Deci, practic, am încercat să îl păstrăm pe site, dar în același timp să comunicăm cu el ulterior și pe e-mail. E, și apropo de ce se întâmplă când ajunge pe site, vreau să vă arăt un tool de analytics, o soluție similară cu cea de care a povestit Doru. Aici avem, în timp real, utilizatorii care intră pe site-ul de produs. Avem acum 3 utilizatori, nu, sunt 5. Și, uite, ultima nivel, 8 și 19. Avem un user care vine în două parale. Și îi putem urmări să vedem ce fac pe site. În ce pagină se duc, când se închide vânzarea, care a fost referral, care a generat userul respectiv. Ei sunt utilizatori din toate campaniile. Două parale, 5 sfaturi pentru o sulietă perfectă, Google AdWords și mai departe. Dacă vă interesează un astfel de tool, sigur, este cu un abonament lunar, dar vă poate ajuta, spre deosebire de Google Analytics, vă oferă informații foarte rapid. Deci cum se numește GetLeaky, da? GetLeaky.com sau cum se numește tot? Exact. Și mai există un feature, dar mie mi s-a părut intruziv. Poți să intri în conversație cu userul care e pe site, să-i se deschide o fereastră de chat. Pentru că userul îi se deschide un JavaScript, îi se încarcă un JavaScript în browser. Dar extrem de util de altfel, dacă... Cine consideră că e util, ne-am să păstrăm o limită, pentru că totuși vrei să faci browsing, ești în intimitate acasă, cumperi pastele zlăbit, poate nu vrei să știi toată lumea și nu vine cineva la tine. Nu vrei două cutii? Poate abordarea nu vrei două cutii un pic cam intrusivă. Adică ai putea să îl întrebi dacă cumva ai nevoie de asistență în achiziționarea unui pachet. Da, avem un tool de tipul ăsta, pentru că oferim suport. Circa 10 ore pe zi și dacă are nevoie de suport, completează un formular și imediat intră în legătură cu consultantul. Ok, dacă aveți întrebări cu privire la instrument, vă sunt acum sau în pauză. Vedem ce v-am prezentat. Mai departe. Haideți să vedem cele 3 puncte. Când putem să folosim această abordare? În primul rând, când aveți nevoie de mai mulți subscriberi la newsletterul vostru. 2. Când
vreți să vindeți un produs care este foarte scump sau un produs care este complex, cum ar fi un software business to business, un RPS cu CRM. Apropo, pe această abordare merg și mari provider, cum ar fi Microsoft, IBM, Unica. Exact același lucru îl au în vedere. Folosesc un ghid despre 7 pericole pe care trebuie să le ai în vedere când cumperi un RP. Sau 7 KPIs pe care trebuie să studieze CRM-ul tău. Lucruri de genul acesta fac un studiu în piață, îl oferă gratuit, dar trebuie să descrip adresa de e-mail. Ok, ce instrumente ai nevoie ca să pui în practică această abordare? Google AdWords, un landing page dedicat, poate fi o simplă pagină, nu e nevoie de un website cu mult conținut. Ați văzut, trimiteam trafic într-o pagină cu câteva linii de text. Și, bineînțeles, o soluție de livrare a e-mail-urilor sau un software instalat pe serverul vostru, recomand prima variantă pentru motive de livrabilitate. Și un copywriter sau un marketer inspirat. Puteți să folosiți această abordare și când doriți să lansați un produs, pentru că veți colecta o bază de date care, către care veți comunica în preajma lansării. Și practic veți beneficia de o audiență mult mai mare care va cunoaște produsul proaspăt lansat. Mergem mai departe. Haideți să vorbim un pic despre marketing cu Google AdWords. Recent, Google a menționat că 97% din vizitatori nu convertesc pe website, la prima lor vizită. Este oficial, este din partea Google. Ce putem să avem în vedere aici? Vă las să parcurgeți textul. Și vă spun eu pe scurt despre ce e vorba. Gândiți-vă că utilizatorul ajunge pe pagina voastră. Hai să spunem că vorbim despre această domnișoară care își caută o vacanță. A ajuns în pagina agenției de turism, se uită la ofertă, se uită la comentarii, îi place, dar poate întrerupte. Îi sună telefonul, închide fereastra, răspunde la telefon. Practic, pentru marketerul care este în spatele agenției de turism, o să considere un vizitor care n-a convertit. O să se întrebe de ce n-a convertit, ce să schimb în pagină, ce să schimb în anunț. Ei bine, ne putem reîntâlni cu această domnișoară și să-i facem o ofertă mai bună. Sau să-i amintim să vină la noi pe site. Facem aceasta cu funcționalitatea remarketing. Și, practic, atunci când utilizatorul ajunge pe site-ul nostru, noi implantăm un cookie în calculator, urmând ca pe site-urile pe care mai navighează, cum ar fi Hot News, să-i afișăm un anunț. Acel anunț va fi disponibil numai ei. Gândiți-vă că este o a doua șansă să faceți o impresie și, foarte important, mesajele subliminale chiar funcționează. Cuvintele pe care le alegeți, sigur că vor influența persoanele și deciziile pe care le fac. Haideți să vedem cum folosim acest instrument. În primul rând, că nu am închis conversia, că nu am făcut vânzare. Și putem targeta utilizatorii care au ajuns pe homepage, sau care au văzut un anumit produs, sau care și l-au pus în shopping cart, dar nu au finalizat cumpărătura. Deci pe aceea putem să îi urmărim pe internet, pe diferitele site-uri în care Google AdSense este prezent. Și vorba este o rețea foarte, foarte mare. Și iată cum se folosește efectiv. Din tabul Audiences, din Google AdWords, selectezi o audiență, se generează un cod
pe care tu îl introduci în pagină, în pagina pe care o targetezi, pagina de produs sau pagina de checkout și îți creezi o audiență nouă. Acea audiență poate avea mai mulți parametri, cum ar fi câte zile să fie activă. Poate te interesează vizitatorii care au fost în pagina de produs în ultima săptămână, pentru că peste o săptămână se răcesc. Definește această limită și poți să îi alegi pe internet 7 zile cu oferta ta mai bună. Discount doar pentru tine, încă 5% vină și ia bilet de... Ai folosit remarketing-ul? Da, l-am folosit. Îl folosesc acum, e aferent la da? Și cum îți merge? Convertește? Deocamdată testez o abordare de tipul discount. Ai văzut produsul, nu te duc într-un landing page în care îți povestesc despre el la fel de multe, îți fac un rezumat și îți dau un voucher de reducere. Și convertește. Volumele sunt destul de mici, dar e un început. Dacă sunt întrebări aici... La prețul, apropo de excursie, agenția de turism îl pune prețul, apropo de excursie și agenția de turism, pune prețul unei excursii? Adică sunt multe agenții care nu pun prețul și așteaptă să te duci acolo să întrebi ce mai departe. Pe mine m-a pierdut ca și client. Sau nu numai la agenție de turism? Discutăm numai despre conversiile care se întâmplă online. Pentru că dacă business implică o vânzare offline, atunci ar trebui să te limitezi în mediul online la o conversie pe care o poți măsura. Dacă vrei să trimiți consumatorul la showroom-ul tău să vadă mașina, să spunem, atunci îi vinzi programarea la test drive, să spunem. Sau o discuție cu consultantul de turism. Și urmărești cei care s-au înscris la această programare, care îți doresc să continue mai departe, sau care nu s-au înscris. Sper că mă răspunzi. Costurile sunt alea care sunt pentru campanie clasică de PPC. Adică mă refer, doar că e același loc. Deci costul e cel pe care l-ai oricum în campanie. Nu există costuri suplimentare pentru marketing? Pentru nu e. Doar că nu. Plătești din nou. Adică... Nu există costuri suplimentare, dar este ocazie pentru Google să facă... să facă venituri suplimentare cu același advertiser și cu aceeași persoană. Practic, tu nu le duci către primul creditor, noi. Te duci către aceeași. Și cum zicea Doru, că pe tine te interesează în calculul la unici, tu îi mai plătești afișarea. Bine, dar ajungi să afișezi practic de 2-3 ori către audiența, aceeași audiență, și atunci ai șansa să convertești. Și mai plătești încă o dată clicul în momentul în care ai ajuns la mine pe site. Plătești clicul de fiecare dată când utilizatorul dă click. Este principiul fundamental pe PCM. Da. Fie că l-ai prins prima dată, fie prima dată, fie a doua, fie a doua, da. Da. Mulțumesc că am până la mă iubi. Sunt dar nevoie. Mă lămuresc. Ok. Live-ul ăsta chiar de la Google de pe site am dat ce aveste. E vorba despre un domn care se duce să caute un hotel. Iese din... pagină fără să convertească, se duce apoi să citească știri și în canseta de anunțuri vede un anunț de la același hotel care practic încearcă să-l convertească, să-l aducă din nou pe site. Și chiar am văzut o prezentare despre remarketing făcută de un marketer de la un magazin de pantofi. Se adresa utilizatorilor care nu convertau, nu cumpărau pantofi prima dată și până să următorul mesaj. Că nu te-ai decis, vin o să vezi o comparare între pantofi. Uite, am și primea și un voucher respectiv. Un voucher simbolic, dar cum era un plus. Poate mă făcea să răzgândească. Și apropo de cum să setezi acest lucru în Google AdWords, iată în acest slide pagii pe care trebuie să-i faci. Setezi numele campaniei, descrierea, câte zile să fie activă audiența respectivă,
pentru că ei sunt definite deja patru tipuri de audiențe. Important e că se folosește un filtru logic, astfel încât poți să elimini afișarea către clienții tăi. Dacă deja ai cumpărat de la mine, nu o să-ți mai afișez reclame AdWords și astfel nu o să-mi mirosesc o parte din buget. Și câteva puncte pe care le-am împachetat așa ca și concluzie. Retargeting este abilitatea de a targeta userii în funcție de istoricul lor de căutare. Și să nu uităm că search is the best source of intent data. În încheiere, o listă scurtă cu clienții noștri. Și eu vă mulțumesc pentru atenție.